Păi mă duc și fac o mică declarație de presă la București. Dar nu rămânem aici. Da, da. Dar așa mare ce discutăm. Păi subiectele sunt anunțate. Problema Moldovei, sprijinul pentru Moldova, semnare cât mai rapid și ratificare în timp util, înainte de alegeri. Am atenționat asupra riscurilor din Găgăuzia și Transnistria. De asemenea, un subiect extrem de important a fost legat de Schengen, propunând ca obiectiv ca anul ăsta să se întâmple ceva. Adică să începem procesul de intrare în Schengen chiar așa în etape, cum a fost stabilit. Și nu în ultimul rând, problematica legată de energie și de frustrarea noastră că Nabucco, un proiect european, a fost abandonat. Legat de Schengen, v-a dat ceva de sperat președinte al Consiliului? Intrăm în... Știți că nu dânsul este problema, dar să facem o politică împreună, ca până la sfârșitul anului se întâmple ceva. Nu putem să ne împiedicăm de fiecare dată, ori de declarații, ori de idei ale grupurilor din Parlament. O zi bună! Mulțumim.